Dobânzile practicate de instituțiile financiare nebancare au fost plafonate. Senatul a adoptat proiectul de lege privind protecția consumatorilor, care se referă la plafonarea dobânzilor anuale efective la IFN-uri, precum și la limitarea creanțelor pe care le solicită recuperatorii. Anunțul a fost făcut de senatorul PSD Daniel Zamfir, care a inițiat acest proiect de lege. Acesta a precizat că nici temutul, nuțu cămătaru nu mai dă bani la negru cu cameta și a intrat în legalitate înființând un IFN. Legea stabilește reguli contra dobânzilor excesive și vizează măsuri privind protecția consumatorilor. În raporturile juridice dintre consumatori, IFN-uri și entitățile care recuperează creanțele, dobânda anuală efectivă la creditele ipotecare pentru investiții imobiliare nu poate depăși cu mai mult de 8% dobânda la facilitatea de creditare practicată de BNR pe piața financiar-bancară internă. Am închis astăzi cercul legislativ care protejează oamenii de abuzurile instituțiilor de creditare. Am început cu legea dării în plată, exact acum 10 ani, care, așa cum bine știți, protejează casele oamenilor și limitează rata la bancă. Am continuat cu legea leasingului, care îi asigură pe oameni, atunci când nu-și mai pot plăti rata la mașină, că o pot valorifica la un preț corect și nu mai sunt hărțuiți de IFN-uri pentru recuperarea sumei, și încheiem astăzi, așa cum spuneam, și țin să mulțumesc colegilor care au înțeles că trebuie să punem capăt dobânzilor absolut incredibile pe care le percepeau unele IFN-uri. La creditele de consum, dobânda anuală efectivă nu poate depăși cu mai mult de 27% dobânda la facilitatea de creditare practicată de BNR, se mai arată în proiectul adoptat. Prin excepție de la aceste prevederi, la creditele de consum cu o valoare maximă de 5.000 de lei, costul total al acreditării nu poate depăși 1% pe zi. La cele cuprinse între 5.001 lei și 10.000 de lei, acesta nu poate depăși 0,8% pe zi, iar cele cuprinse între 10.001 leu și 25.000 de lei, costul total al creditării poate fi de maxim 0,6% pe zi. Că sunt IFN-uri care practică dobânzi și de 60.000%, media dobânzilor practicate de IFN-uri este undeva la 7-8.000%. E bine, prin acest proiect de lege am redus drastic aceste dobânzi. Ca atare, niciun cetățean care ia un credit de consum la un IFN nu va plăti mai mult decât dublu sumei împrumutate. De asemenea, reglementăm și în ceea ce privește cesionarii de creanțe, adică acei recuperatori. Aici am stabilit foarte clar că nicio firmă de recuperare nu poate solicita de la un debitor mai mult decât valoarea creanței. Așadar, încheiem și aici cu acea mizerie care însemna hărțuirea fără limite a celor care aveau de plătit aceste sume. Cei mai protejați de prevederile acestei legi vor fi cetățenii cu venituri mici, care nu vor mai fi nevoiți să se îndatoreze în schimbul unor dobânzi exagerate.